Cu doar 2 ore în urmă, Triumph a prezentat online 2 noi modele de motocicletă, despre care împreună cu prietenul Cătălin Sănătescu vă voi vorbi azi. Bun găsit, prieten! Salutare, bine ați venit virtual alături de noi! Am adus lângă noi modelul anterior, 2024, pentru că evident n-aveam cum să prezentăm o motocicletă care a fost prezentată doar online. Astăzi. 2 ore în urmă. Astăzi. Este modelul 2025, de fapt sunt modelele 2025, iar la distribuitori vor ajunge în luna decembrie. În luna decembrie o să le vedem și noi, dar putem să ne facem o idee, dacă ne uităm la această motocicletă, cam cum o să arate modelele 2025. Pentru că vorbim de Speed Twin, Speed Twin 1200 și Speed Twin 1200 RS. O motocicletă care aduce cu varianta 2024, pe care o avem lângă noi, dar are modificări importante. Norocul este că, chiar dacă nu vă putem arăta motocicleta nouă, pentru că nimeni nu o poate face, vom ilustra această discuție cu filmul original promoțional care a fost dat publicității azi. Niște modificări importante la fișa tehnică a celor 2 noi versiuni pe care Triumph le-a prezentat azi. Modificări pe care, bineînțeles, că toți piloții le așteptau. Pe motocicletă clasică ne-am dorit cu toții, în primul rând, mai multă sportivitate și mai multă tehnologie. Și iată că noile Speed Twin 1200 și în special versiunea RS vine cu câteva detalii foarte importante. În primul rând avem mai multă putere, de la 100 de cai s-a ajuns, iată, la 105 cai. Avem unitate care măsoară inerția maselor, așadar avem ABS cornering și traction control cornering, sistem de control al tracțiunii care înțelege cât de înclinată este motocicleta și acționează în consecință, și pentru prima dată avem și quick shifter pe o motocicletă din gama Modern Classics, vorbind de modelul RS. Deci, până acum câțiva ani, nimeni nu s-ar fi putut gândi că se justifică instalarea unor astfel de echipamente pe o motocicletă cu aspect retro. Și iată că asistăm la această mică revoluție, aș putea spune. Suspensiile, de asemenea, au fost modificate. Versiunea RS vine pe față cu o furcă de la Marzocchi complet reglabilă, iar pe spate avem amortizoare de la Ohlins. Față de versiunea normală, care este echipată cu Marzocchi față-spate. Exact. Versiunea RS vine și cu Brembo Stilema, vine cu anvelopele Metzeler Racetech RR K3, o motocicletă care se poate conduce agresiv și sportiv. Trebuie să ne aducem aminte că anul acesta, în 2024, este ultimul an în care se mai poate comanda modelul Traxton. Traxtonul era cea mai sportivă motocicletă de la Triumph și se pare că versiunea RS reușește să umple golul lăsat de Traxton, însă vine cu o poziție mai confortabilă. Ne amintim, Traxtonul vine cu acele semighidoane, dar nu semighidoane care te fac să stai prea plecat, prea inconfortabil. Este totuși o motocicletă din gama Modern Classics, iar la versiunea RS sunt câteva modificări față de versiunea Speed Twin 1200 normală, dar nu atât de inconfortabil, să zicem. Adică o să avem niște ghidoane lăsate puțin mai jos, cărițele sunt poziționate puțin mai sus. Este și o altă schemă de culoare pentru RS-ul, foarte frumoasă, care se va fabrica de fapt în 2 versiuni, într-un orange și un black, iar versiunea clasică se va fabrica în 3 scheme de culoare, roșu, negru și gri. M-ai făcut să devin nostalgic, pentru că mi-am adus aminte cu plăcere. Traxtonul este primul Triumph pe care l-am testat în clipa în care am început să scriu articole la una dintre revistele cunoscute din România. Și nu pot să trec peste momentul ăsta, pentru că a însemnat foarte mult pentru mine. Dar să revenim la noile modele Speed Twin simplu și RS, care, după cum spuneam, după părerea mea, reprezintă o mică revoluție în producția Triumph, oferind niște componente pe care până acum le întâlneam pe motocicletele foarte performante. Sport. Da. Deci stilema pe o motocicletă cu aspect clasic, asta chiar nu anticipam. Sunt și motocicliștii care, să zic așa, ca și noi, au avansat în vârstă și nu mai vor probabil o carenată multicolorată, vor o motocicletă clasică, frumoasă, stilată,
cu care să se bucure de viraje atacate agresiv, atacate în forță, să aibă frâne bune, să aibă suspensii bune. Acum, iată și pe față, o să avem, nu mai avem, halogenul era singurul element care îl mai păstra în gama clasică, pentru că, spre deosebire de T100, unde sunt mai multe elemente care păstrează clasicul acela, adică avem și farul cu halogen, avem și două cadrane. De data aceasta, iată, la Speed Twin, farul s-a modificat, avem integral numai cu LED, atât daytime running light, lumina pentru timpul zilei, cât și lumina de seară este toată cu LED. Bineînțeles, partea din spate și semnalizatoarele sunt tot cu LED, dar interesant este că și bordul. La bord nu o să mai avem acele două cadrane clasice, cum ne-am învățat pe motocicletele clasice, o să avem un singur cadran care, bineînțeles, conține toate informațiile, dar care are parte digitală. Și am urmărit împreună cu colegii lansarea și acolo părerile au fost împărțite. Eu spuneam că ar fi fost totuși bine să păstreze cele două cadrane clasice pentru simetrie și pentru partea frumoasă clasică, dar colegii mi-au preamintit că să păstreze partea clasică pentru T120 și pentru alte modele, iar aceasta să reflecte sportivitatea de care este capabil, pentru că, iată, spre deosebire de modelele clasice, aici avem de-a face cu o basculă din aluminiu, cu aripi din aluminiu, deci este o motocicletă și mai ușoară și mai sportivă. Evacuările, iată, sunt mai scurte pe noile modele, atât pe RS cât și pe R, sunt mai compacte și mai frumoase. La fel și rezervorul are linii mai sculptate, se vede de la distanță, iată, această inscripție cu 1200 care ne arată capacitatea cilindrică, știm despre ce este vorba, bineînțeles, doi cilindri în paralel, și acest bord de care vă povesteam, care nu mai este cu două cadrane clasice analog, cu turometru și vitezometru, ci este unul singur care arată toate informațiile. Știi cum sunt motocicliștii, de fiecare dată când apare un model nou, toată lumea întreabă prima dată prețul. Dar pentru că motocicletele au fost prezentate cu doar 2 ore în urmă, cred că este puțin prea devreme și vom afla prețul în viitorul foarte apropiat, moment în care sigur că îl vom face public. Sigur. Pentru că deocamdată nici noi nu avem informația. Nu știm prețurile, dar probabil că nu vor fi prea departe de prețul actual, care este 13.190 pentru versiunea Speed Twin 2024. Evident, avem această tehnologie nouă, adică ABS cornering, sistem de control al tracțiunii pentru viraj, avem IMU, avem suspensii modificate pentru RS, dar prețul versiunii de bază eu cred că ar trebui să fie tot acolo. Încheiem această prezentare cu promisiunea că atunci când vor veni primele unități în România, cel mai devreme în decembrie, vă vom prezenta încă o dată motocicleta în detaliu. Dar până atunci, împreună cu prietenul Cătălin Sănătescu, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. O așteptăm și la test în primăvara 2025.